Zilele Poeziei la Dej este evenimentul cultural organizat de Clubul Cultural Euforion pe care municipiul Dej l-a găzduit în aceste zile. În cadrul Zilelor Poeziei au avut loc 4 lansări de carte, o lectură publică de poezie și o conferință filosofică. Publicul cultural s-a întâlnit la Galeria de Artă Frezia cu 3 dintre cei mai importanți poeți români, 80-iști, Nichita Danilov, Ion Mureșan și Viorel Mureșan, care și-au lansat la Dej ultimele lor apariții editoriale. A fost decernat și un premiu național de literatură numit în amintirea cunoscutului literat dejan Radu Săplăcan. Premiul constă în suportarea costurilor de editură ale debutului unui tânăr poet foarte talentat și este oferit de Clubul Cultural Euforion. Zilele Poeziei la Dej se vor încheia astăzi la Galeria de Artă Frezia, ocazie cu care a fost lansat noul volum poetic al poetului și preotului Ioan Mărginean, Anotimpul din Patmos. Patmosul este insula în care i-a fost descoperită Apocalipsa Sfântului Ioan, Evanghelistul. Am considerat-o ca pe un Patmos în care mi s-au descoperit cuvintele ce îngerul le-a trimis, un fel de revelație a cuvintelor, și am considerat că ele trebuiesc știute și de ceilalți care vor întoarcerea spre frumosul, spre bucuria profundă pe această cale, repet, a cuvintelor care ne cheamă la cuvânt. Sigur, poezia mea nu este o poezie, i-aș spune eu, foarte comodă, este ușor de citit, dar e dincolo de aparentul ușor, profundă, și tocmai pentru aceea devine incitantă și, aș spune eu, contemplativ, meditativă pentru toți cei care vor într-un anume fel să descopere revelația cuvintelor ce alcătuiesc textele mele. Zilele Poeziei la Dej este un proiect foarte important care a fost desfășurat sub patronajul Clubului Cultural Euforion, ieri și astăzi în municipiul nostru, și cu sprijinul foarte important și financiar al Primăriei Locale Dej și al Consiliului Local Dej. Evenimentele culturale care au format, care au dat tonul aceste manifestări, care se numește Zilele Poeziei la Dej, s-au desfășurat ieri la orele 17, când 3 foarte importanți poeți români contemporani au lăsat 3 cărți aici la Galeria Frezia: Nichita Danilov, Ion Mureșan și Viorel Mureșan. Iar astăzi au continuat cu conferința foarte importantă a lui Florin Octavian, filozof de la Cluj-Napoca, la Colegiul Național Andrei Mureșanu. Acum, la ora 17, iată, ne reîntâlnim pentru a lansa volumul de poezii, noul volum de poezii al lui Ioan Mărginean, prietenul, colaboratorul nostru, colegul nostru, poetul și preotul pe care îl cunoaștem cu toți. Un volum foarte important, care este recomandat de câteva nume foarte impunătoare ale criticii literare și ale poeziei române a momentului. Este vorba de Daniel Cristenache, Nichita Danilov, Ion Mureșan, respectiv eu. Daniel Cristenache de la București, Nichita Danilov de la Iași, care va și vorbi în câteva momente, respectiv Ion Mureșan, deci cu mine, de la Cluj-Napoca. Văd că e foarte multă lume aici. Iată că, fiind un om al locului, un poet așezat în preajma Dejului, e foarte multă lume aici. Asta vorbește atât despre omul Ion Mărginean, despre preotul Ion Mărginean, cât și despre poezia sa. Debutăm în acest eveniment cultural foarte important, cel mai important, de altfel, la sfârșitul de an cultural 2010 la Dej.